Magistrații Curții Constituționale au decis suspendarea legii prin care terenul fostului stadion Republican a fost restituit în proprietatea statului. Este vorba despre proiectul votat la 3 decembrie de deputații PSRM și cei ai Platformei pentru Moldova, din care fac parte și aleșii Partidului Șor. Decizia de suspendare a fost luată în baza unei sesizări semnate de parlamentarii Platformei DA, Dinu Plângău și Maria Ciobanu. Pe terenul fostului stadion Republican, Statele Unite erau pregătite să investească peste 250 de milioane de dolari pentru a construi noua ambasadă. După votul de joia trecută din Parlament, ambasada SUA la Chișinău a emis un comunicat de presă în care critica decizia privind abrogarea legii ce autoriza vânzarea lotului. În mesaj se arată că decizia Parlamentului încalcă un acord bilateral obligatoriu și dreptul internațional și afectează negativ relațiile dintre SUA și Republica Moldova.